Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Maria Florionuț. Care? Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru o consultație medicală. Cum vi se pare această activitate în localitatea dumneavoastră? Bună. Obișnuia să mergeți cu copiii periodic la doctor? Nu. Odată, așa, la o consultație, odată pe an, generală. Au fost acum descoperite probleme de sănătate pe care nu le știați? Da, cu fata. Veți merge mai departe la specialist? Sigur că nu, pentru că are o anemie. Considerați educația copiilor importantă pentru viitorul lor? Foarte important. Îi urmăriți la teme? Îi sfătuiți să vină la școală? Da, da, da. Vă place să mergeți la școală? Da. Ce clasă ești tu, Ionuț? A șaptea. Și tu? Sunt într-a treia. Și care e materia ta preferată, Ionuț? Chimie. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Constructor. Constructor. Și tu? Ce vrei să te faci când o să fii mare? Doctoriță. De ce? Să mai ajungi pacient. Da? Ai consultat pe cineva până acum? Pe tatăl meu. Bine. Ați primit acolo niște ghiozdănele de la noi, o să le folosiți la școală? Da. Bine. Mulțumesc mult. O zi bună. Mulțumesc. La revedere. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Olga Mihaela. Și tu? Pe mine mă cheamă Olga Daniela Mihaela, da. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru un control gratuit cu fetița. Cum vi se pare această activitate în localitatea dumneavoastră? Ceva foarte bun. Obișnuia să mergeți cu fetița periodic la doctor? Dacă e nevoie, în caz de urgență. Au fost descoperite probleme de sănătate pe care nu le știați despre fetiță? Nu, deocamdată nu. Considerați educația copiilor importantă pentru viitorul lor? Da. O ajutați la teme, o sfătuiți să vină la școală? Să facă tot ce e mai bun în viață, să fie un copil foarte bun, în rând cu lume. Considerați că are o alimentație sănătoasă? În general, da. Care e felul tău de mâncare preferat? Felul meu de mâncare preferat este... salata de legume. Da? Mâncă fiecare zi. La școală îți place să mergi? Da. Care e materia ta preferată? Limba română. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Doctoriță. De ce? Pentru că îmi place să consult oameni. Da? Să le ajut ca să fiu sănătos, să nu fiu bolnav. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, o să-l folosești la școală? Da. Bravo. Bine, vă mulțumim mult. O zi bună. La revedere. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Enceanu Liliana. Enceanu Florin. Pentru ce ați venit astăzi aici? Am venit pentru un control pentru un băiat, care este gratuit și îmi pare foarte bine pentru că deci undeva e bine pentru ei să aflăm dacă sunt sănătos sau nu. Obișnuia să mergeți cu copilul periodic la doctor? Da, mergeam. Da. Ați descoperit acum probleme de sănătate pe care nu le știați? Nu. Deci nu am descoperit nimic. E perfect sănătos. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că... Tu ce clasă ești? La șasea. Și care e materia ta preferată? Sportul. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Constructor. Care e felul tău de mâncare preferat? Carne. Carne? De câte ori mănânci pe săptămână carne? 2-3 ori. Dumneavoastră considerați educația copilului importantă pentru viitorul lui? Da, o consider foarte important. Îl verificați la teme, da, dacă vine la școală? Da, cum să înveți, totuși nu prea vrea să învețe, dar totuși mai merge. O să mergi mai departe la liceu? Te-ai gândit? Nu m-am gândit încă. Dumneavoastră mai aveți copii? Da. Mai. Ceilalți au urmat liceul? Au avut această posibilitate? Care au făcut 10 clase, deci mers mai departe și din care doi dintre ei au făcut numai 8 clase și unul din băiați care am unul de 18 ani a făcut la fără frecvență într-o lună de zile, deci a învățat ca electrician și constructor și a luat pe amândouă diplome, deci mi-a părut foarte bine că a reușit. Tu ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, o să-l folosești la școală? Bine, vă mulțumim mult! Cu plăcere! La revedere!